În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat! Așa. S-ar spune așa din cărțile sfinte că cel mai periculos păcat pe care îl poate face omul este acesta al gurii, al vorbirii de rău, al vorbirii în deșert, al clevetirii, al jignirii, al dușmăniei, al ținerii mintea răului, a răzbunării, a pismei, a zavistiei și dacă ne-am uitat așa în adâncul inimii, am găsit că fiecare avem pe cineva de judecat, de osândit, de clevetit. Fie că este mama, tata, frate, soră, cumnată, soacră, rudă, prietenă, vecin, megeș, coleg de muncă, etc. Însă psalmistul David, ca să nu cădem în greșeală, vine și spune așa: pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Să nu mai abat cuvintele mele la cuvinte de vicleșug. Sau să nu abat inima mea la cuvinte de vicleșug. Sau să nu abat limba mea la cuvinte de vicleșug. În vorbirea curentă avem vorbirea literală, cea care este în cartea de română. Corect, gramatical, cu virgulă, cu semnul exclamării, cu semnul întrebării, cu punct și virgulă, cu puncte, puncte, cu etc., cu tot ce avem nevoie. În vorbirea personală avem anumite jargoane care nu țin de literatura română, ci țin de etica personală a omului. Ei, aflați că Sfânta Scriptură spune despre acest tip de vorbire: pentru fiecare cuvânt deșert veți da socoteală. Dacă l-ai făcut pe unul prost, huligan, nebun, nesimțit, porc, ou, vită, cum vrem noi să ne exprimăm așa frumos, când avem duhuri. Nu-i corect. Și lui Dumnezeu nu-i place. Însă, spune Mântuitorul Iisus Hristos, de o a treia categorie de vorbire, vorbirea firii sau a inimii. Din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate cele bune din visteria inimii sale. Și omul rău pe cele rele. Deci când ai un prieten și vorbește de rău în prezența ta de alții, încearcă foarte ușor să scapi de el, că într-o zi vei fi și tu pe topogan, la malaxor. Adică ai ales un prieten slab. În momentul când vei avea un prieten bun care nu vorbește niciodată de rău de alții, apropie-te cât mai mult de el, că ai câștigat un prieten excelent, care și în lipsa ta, când va fi cu alții, la fel va proceda. De ce v-am spus lucrul ăsta? Preteniile cele mari aduc vrăjmășiile cele tari. Mâncăm împreună, botezăm împreună, ne cununăm împreună, vorbim împreună, mergem la mare împreună, ne distrăm împreună, ne întâlnim la sindrofii, la petreceri, la onomastici, în casa mea, în casa ta, la Crăciun, la Revelion, la bobotează, la iarnă, la vară, la toamnă, la duminică, la weekend. Și într-o zi când explodează demonul care veghează ca un leu și caută cum să tulbure lumea și să o dezbine, o să înceapă interminabilele povești. Da, știi cum e aia. Da, știi cum are casa aranjată. Da, știi cum se îmbracă. Da, știi cât e fantosită. Da, știi cât e de încrezută. Da, știi ce tupeoare. Da, știi ce nesimțire. Și fără să vrei, aluneci într-o pălăvrăgeală inutilă și nefolositoare care se întoarce asupra ta, pentru că ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, că ce le faci tu oamenilor, ce ați face Dumnezeu ție. Și Isaac, el în Filocalia 10, spune așa: dacă tu vorbești pe cineva de rău, Dumnezeu va rândui oameni mai răi ca tine să te bârfească și pe tine. Și o să spui: Doamne, dar mi-a stricat imaginea. Imaginea se reglează din imagine. Ești drept, respecti, ești vertical, saluți, dai bună ziua, ești cinstit, ești onest, ești modest, ești curat, ești fățiș, adică ești... Noi folosim adeseori o vorbă și o folosim niciodată greșit. Bă, mieci, migușă și încăpușă. Nu întotdeauna e așa. Sunt oameni cărora nu poți să le spui anumite lucruri să nu-i rănești. Sau sunt oameni care nu pricep că greșesc, sau poate o fac intenționat, dar în momentul în care simți că o pretenie devine toxică, ușor o lași discret deoparte
și sunt grăbit și mă grăbesc, uite, acum tocmai mă rog, mă duc până undeva, am treabă și încet, încet de la sine lucrurile se separă. Cu cât întreții mai mult acel putregai, e exact ca și un mucegai pe o bucată de brânză până o strică toată. De ce v-am spus lucrul acesta? Acesta intră la proverbul popular, pasărea pe limba ei piere, sau un proverb popular, gura bate funde. Trebuie să fim foarte atenți să nu ne agonisim singuri, dușmani, străini și nedrepți. De ce spun lucrul ăsta? Orice vorbă trebuie trecută prin sâta minții. Era un mare filozof, cred că îi spunea, dacă nu mă înșel, Platon. Și a venit ucenicul lui la el și a zis așa. Uite ce am auzit, Platoane! Ho, oprește-te! De ce tocmai s-a întâmplat să auzi tu? Tu nu erai cu mintea în filozofie? Tu nu te gândeai la cuvintele oratorice alese care trebuie scrostite în public să bucuri sufletul și inima celor ce te ascultă? De ce te-ai oprit la auzire și nu te-ai oprit la gândire? Ți-aș spune o întrebare și să-mi răspund sincer. Tu ești sigur că cel ce a spus acel lucru care l-a auzit este și valabil? Păi n-am cercetat! Atunci oprește mintea ta și nu da drumul puzderii de vorbe să intre în cap, să încețoșeze ceruminți. Nu da voi. Păi da, știi, Platoane, cu tare persoană totuși, dacă a făcut așa. Ascultă, ucenicule, o cunoști pe persoana respectivă? Nu o cunosc! Și atunci ce te determină în mintea ta filozofică care trebuie să urce în sus, să te tărăști pe pământ, să vezi tu greșelile altora? Ce știi tu despre persoana asta? Păi nu știu nimic. Și atunci de ce încerci să abați mintea de la filozofia cea înaltă la lucruri care nu-ți folosesc? Cu ce te încălzește dacă persoana respectivă chiar a greșit așa? Păi dar nu că nu o cunosc. Păi și dacă nu o cunoști, de ce continui vorbirea? Totuși am vrut să-ți spun, nu oprește-te. Of, Platoane, mă obosești de tot. De ce să nu spun? Ce câștig ai după ce spui lucrul ăsta? Păi n-am niciun câștig. Și atunci, dacă un lucru nu aduce un rod util, de ce îl folosești inutil? Deci, mergem la a doua etapă din Scriptură care spune așa, pentru tot timpul pierdut de șerbeți, da socoteală. 5 ore pe Facebook, cu toate prietenii. Da, like, trandafiri, tortulețe și degete în sus. Stai o oră și sintetizează. Ba, am treabă, sunt ocupată, mai vorbim. 5 ore la telenovele cu cafeaua și cu sămânța. 5 ore în parc cu prietenile nu știu unde. 5 ore pe nu știu unde. Se face 12 noaptea și tu n-ai terminat de o suna și pe aia 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 și pe aia. Și ai pierdut o zi întreagă când puteai. Ori călca, ori citi. Ori dormi, ori te odihni, ori te reculegi, ori te plimba în natură, ori asculta o muzică bună, ori merge la un teatru, ori merge la un film, ori asta cu copiii de poveste, ori asta cu soțul de poveste sau la plimbare undeva într-un spațiu liber să-ți spui vorbe frumoase. De ce pierzi timpul aiurea? Sunt 2 proverbe populare. Timpul înseamnă viață și dacă îi dai viață trăiești și ai amintiri frumoase din ce să hrănești mintea. Timpul înseamnă bani dacă știi să-l folosești în folosul tău, făcând ceva util și practic, din care să câștigi ceva. Și timpul înseamnă moarte dacă treci aiurea fără rost. Moarte și sufletească și moarte și duhovnicească și trupească la un moment dat. Dar cine era la? A, un pierd de vară. A lăsat ceva urmă. A, nică, ăsta n-a avut nici casă, nici masă, nici servicii, a umblat de colo-colo, stat cu gază, toate. Bine că l-a luat Dumnezeu. Poftim, asta e icoana și imaginea pe care noi ne chinuim să o lăsăm din viteză după gura lumii. V-am spus lucrul ăsta ca să înțelegeți că cea de-a doua sită după minte este sita inimii. Ce înseamnă inima? Când vorbești de cineva de rău, îți crește inima? Nu, îți crește tensiunea. Sau mai spui și această vorbă, îți spun un secret, dar să nu spui la nimeni. Cum, Doamne, iartă-mi secret dacă deja l-ai spus lua-la și lua-la și lua-la? Ce secret? Nu l-ai ținut tu și l-ai dat la altul să-l păstreze. Cum vine asta? Deci, trece prin sita și prin filtrul inimii tot ce crezi că trebuie nespus și neauzit niciodată. Și mie mi s-a întâmplat adeseori să vină o persoană și zic, păi, de aceea să împărși tu pe aia? Păi, cred că era foame de Dumnezeu, știi de ce să împărtăști.
Da, dar știți că e așa și așa. Băi, spovedește-o tu, deocamdată eu sunt duhovnic, eu așa am luat decizia. Sau, da, părinte, dar știți că aia a făcut și așa și așa. Și dacă a făcut, care-i treaba? De ce ești tu preocupat, întreb ca Platon, de ce a făcut și dacă a făcut? Lasă-l în pace, treaba lui. Pentru fiecare faptă făcută în viață, spune Sfânta Scriptură, cei ce au făcut cele bune vor merge la odihnă veșnică și cei care au făcut cele rele la muncă veșnică. Dacă există această balanță atât de perfect așezată de Logosul Divin și de Divinitatea Duhului Sfânt și de Dumnezeu Tatăl, de ce te mai bagi tu peste judecător să-i schimbi articolele de lege? Lasă-l, frate! Cum spune Apocalipsa? Cine face bine, să facă în continuare bine. Cine face rău, să facă în continuare rău. Că eu atunci când vin, plătesc fiecăruia după faptele lui. Și ce spune mai departe Scriptura? Pomul se cunoaște după roade. Ce faci când mergi în grădină cu un prieten? Uite, vișinelul ăla mi-am făcut și dulceață, și mi-am făcut și vișinată, și am stat și la umbră, și am și mâncat la desert. E un pom extraordinar, îl îngrijesc, îl sapă, îl ud. Tu povestești despre el. Uite, mărul ăla, mi-am făcut și gem, și gutui, și am, hai, și am șoladă de mere pe la iarnă. Ăsta-i și om. Uită-te la roadele tale și nu-ți mai admira propriile frunze. Noi ne construim două personalități. Una din realitatea interioară și ascunsă, care nu știe nimeni, și aia ne roade, ne mănâncă, ne frustrează, ne vedem mediocritatea, slăbiciunea, neputința, dar nu ne dăm în față. Ne dăm un pic de smac să părem tineri frumoși, ne punem o haină super elegantă și înăuntru suferim ca un pod din ăla rupt, care tot vibrația de la mașină îl dramă cu totul. Deci să încercăm să fim în același mod și interior și exterior. Deci, noi n-am învățat eliberarea de sine. Ne place să trăim o tensiune interioară nefolositoare și inactivă, deci care nu aduce un folos. Cum spun oamenii? Vai, dacă ai ști ce stresat sunt, care e motivația? De ce te-ai stresat? Ai făcut tu lumea, ai făcut tu pământul, ții tu greutățile lumii în spate, ai luat tu păcatele lumii, ai luat tu bolile lumii, ai luat tu neputințele lumii. Tu ai căsuța ta, să ai o pâine în dulap de seară, spui la copii pe masă, să ai un bilet de tramvai pe mâine, să te poți odihni, să facă copilul lecțiile, să ia examenele, să fie liniște în casă, să fie curat, să fie... Astea sunt preocupările. Unui om adevărat, de ce trebuie să te stresezi? Vai, de-ai văzut ce apățit cu tare și ați văzut cum se împarte stresul? Televizorul, stai știu la tot felul de știri. Am pe cineva care din când în când îmi scrie: părinte, ați văzut ce s-a întâmplat? Și eu întreb la mișor, zic, dar ce s-a mai întâmplat? Păi te cutare a făcut un accident. Tu și dă o mână de ajutor. Și trebuie tu cu accidentul. Îi repar tu mașina, ești ceau, ești poliția, ești procuratura, ești avocatura. Și ce l-a făcut un accident? E treaba lui că n-a mers atent. Tu să mergi atent. Și după ce ai trecut de această sâtă îmbâxită a inimii, care te împinge la niște prostii nefolositoare, cardiopatie, tahicardie, panică, atac de panică, depresie, câteodată boli mentale, bipolaritate, pentru că te-ai încărcat, că nu-ți iese imaginea ta care vrei tu să o arăți tuturor. Imaginea ta ești tu, uitându-te în oglindă, mulțumit de tine. Dacă îți place și culoarea a ochii tăi, ești un fericit. Dacă îți place cum arată tenul tău, ești un fericit. Dacă îți place cum arată hainele tale, ești un fericit. Dacă îți place cum arată sprâncenele tale, ești un fericit. Dacă nu le aduci tu îmbunătățirea ca tare, până îți pareții că așa îți stă bine. Dar nu-ți folosește la nimic să preiei tu greutatea și problema altuia și să o porți după tine. De ce? Era un călugăraș care se afla lângă o apă, mânca niște pesmeți, trei călugări mai bătrâni și ei așteptau să treacă cu barca. Și a venit o femeie bătrână și a zis așa: mă tem de valurile apei, în barcă nu mă sui că mi-e rău. Ai vrea, părinte, să mă iei de mână și să mă treci apa pe jos cu toiagul și ținându-mă de tine? Și a zis: am și o fetiță, nu e nicio problemă, hai să te trec întâi pe mata apa. A luat fetița în spate, a dus-o dincolo. După două, trei zile, bătrânii supărat. Și călugărul tânăr l-a întrebat: rogu-mă, cuvioșilor, am greșit cu ceva înaintea voastră, de vă văd foarte frământați și agitați. Dar să poate să mai pui întrebări? După ce ai pus mâna pe femeie, după ce ai luat copil la ea în spate și tu știi că un călugăr n-are voie să atingă o femeie, mai și vorbești? Bă, fraților, de trei zile le-am lăsat jos, și din spate și din mână. Voi le mai purtați și acum? Deci ați înțeles?
Pune inima să facă treaba ei. Doamne, Iisuse, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Și ultima sită, sita gurii. Gura ucide, gura binecuvintează, gura laudă, gura spurcă, gura cântă, gura înjură, gura blestemă, gura vorbește frumos, gura cântă o doină, gura trage un blestem. Dați-i gurii ceea ce îi se cuvine, deschide voi gura mea și se va umplea de Duhul. Sau toată suflarea să laude pe Domnul. Aduceți Domnului roada buzelor voastre. Cu glasul meu către Domnul m-am rugat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat și am vărsat înaintea Lui rugăciunea mea. Cât de bun este Dumnezeu cu cei drepți la inimă. Deci, simțiți-vă gura, nu numai cu anafără și cu aghiazmă, cu psalm, cu laude și cu cântări duhovnicești. Hristos a înviat.